Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Judecătorii vor decide astăzi dacă Dorin Damir va fi arestat în cadrul anchetei ce vizează activitatea angajaților fostei direcții numărul 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Polițiștii din Republica Moldova au făcut o captură de aproape 15 kg de droguri, estimate la 6 milioane de lei. 12 persoane au fost reținute. Prețul petrolului a ajuns la cel mai înalt nivel din octombrie 2018, după ce negocierile dintre statele OPEC au eșuat. Barilul de petrol a ajuns la 77,84 de dolari. Știrile pe larg, unul dintre finii lui Vlad Plahotniuc va fi astăzi adus în fața judecătorilor care vor decide dacă va fi arestat. Dorin Damir a fost reținut în 5 iulie de către procurorii de la crimă organizată și de cei de la SIS într-o anchetă ce vizează activitatea angajaților fostei direcții numărul 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Colega mea, Olga Sarivan, este la judecătoria Ciocana și ne oferă mai multe detalii. Olga, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Dorin Damir, președintele FEIA și finul de cununie al fostului lider PDM Vlad Plahotniuc, nu s-a prezentat astăzi în fața instanței. Avocatul acestuia ne-a declarat că clientul său nu a dorit să se prezinte în fața magistraților, fără multe alte detalii. Trebuie să vă mai spun că judecătorul urmează să ia o decizie în privința lui Damir, după ce ieri procurorii PC Cox au solicitat în instanță aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, dar și pentru el, dar și pentru ceilalți doi figuranți în dosarul fraudei direcției numărul 5 din cadrul MAI. Potrivit informațiilor deschide.md, Dorin Damir a fost reținut pentru 72 de ore, însă acesta a fost plasat într-un izolator din Anenii Noi și nu din municipiul Chișinău. Atât de aici, la revedere! Olga, îți mulțumesc. 5 familii din satul Nimereu, Caraionul Soroca, trăiesc cu frica în sân din cauza alunecărilor de teren care ar putea să le înghită casele. De fiecare dată când plouă torențial, se surpă malurile unei prăpastii din apropierea locuințelor. De-a lungul anilor, groapa imensă a distrus fântâni, garduri și mai multe construcții, iar localnicii sunt neputincioși în fața naturii dezlănțuite. Autoritățile ridică din umeri și spun că nu au bani pentru a rezolva problema. Păi să-ți bagă mai departe. Unde mă duc? I-am pierdut sănătate cu râpa asta. Nici nu pot dormi, dacă eu dorm aici, dar apă merge lătre. 4 metri până la casă, dar nu-s 4. Să duci casa în râpă. Localnicii spun că în urma ploilor abundente de ieri, groapa s-a mărit cu 2 metri, iar malurile ei sunt acum la poarta familiei Severian. Proprietarii se tem că în doar câteva zile casa lor va fi înghițită de pământ. Și încă nu putem intra în o gradă, încă de mult tractorat, am venit asar și m-am lăsat și când mă scol dimineața, de gata ei. Încă s-a lăsat mai încolo, puteți să duc și tractorat și de răpă. Fântâna s-a dus, s-a dus un pot naveț cu pop joi. Nu pot mai departe să fac reparat, dar dacă vine râpă, să mai fac mai departe. Când merge ploaia asta, e masonă și cum mă îngrijorez și eu când e soră. De frică să nu se întâmple vreo tragedie, unii localnici și-au abandonat casele. La valia, ca partea stângă era, trăiau, aveau gospodărie bună, mare, aveau, se ocupau cu legumărietul, dar din cauza la apa care a venit, râpa au devenit mai mari, le-au închis intrarea și au plecat de aici. Eugenia Severian a cerut de nenumărate ori ajutor de la primărie, dar nu s-a făcut nimic. A fost dat la comisia să recepționale, s-au făcut fotografii, s-au trimis încolo, a trimis la Consiliul Regional, au spus că la momentul de fapt nu dispunem de finanțe, fiindcă de finanțe vedeți și se află în repas, așa cum așa trebuie și trebuie. Primarul promite că după ce vor înceta ploile, groapa va fi umplută cu pietriș, dar este nevoie de lucrări mai ample pentru a opri alunecările de teren. E și motiv vă simțiți rău? Eu cu... Sunteți bolnavi de coronavirus? De ce a folosit șoferul această scuză, vedeți imediat în telejurnal.
Președintele Maia Sandu face un apel către cetățenii să meargă duminică la vot și să contribuie la schimbarea clasei politice din Republica Moldova. Șeful statului spune că de noua majoritate parlamentară vor depinde acțiunile noului guvern. Printr-un mesaj video, șeful statului le cere cetățenilor să dea dovadă de activism civic și să meargă la urne duminică pentru a-și exercita dreptul constituțional la vot. Președintele Maia Sandu spune că scrutinul este de o importanță crucială pentru Republica Moldova, iar de rezultatele alegerilor va depinde parcursul nostru european. Este șansa noastră să curățăm clasa politică și să o apropiem de oameni. Voi decideți cine va fi în următorul parlament și guvern. Voi decideți cât de repede vom scoate țara din corupție și sărăcie. Șeful statului spune că reformarea justiției și combaterea fenomenului corupției ar trebui să fie priorități ale viitoarei majorități parlamentare. Vom avea o justiție care prinde criminalii sau una care îi eliberează și ei se plimbă nestingherit în preajma noastră. Foarte multe depind de parlament și de majoritatea parlamentară. Haideți să folosim această oportunitate pentru a scăpa țara de hoți. La 11 iulie, vă îndemn să participați la alegeri. Polițiștii din Republica Moldova au făcut o captură de droguri estimată la 6 milioane de lei. Au fost reținute 12 persoane bănuite de comercializarea acestora. În urma perchezițiilor făcute la domiciliul suspecților au fost descoperite peste 15 kg de substanțe narcotice de diferite tipuri. Membrii grupării infracționale au între 18 și 35 de ani și vindeau drogurile prin intermediul unei aplicații de mesagerie. Infractorii obțineau zilnic venituri de peste 20.000 de lei. Oamenii legii spun că liderii grupării racolau și persoane care aveau misiunea de a ascunde substanțele narcotice în diferite locuri de unde erau preluate mai târziu de cumpărători. Polițiștii au găsit în diferite zone ale municipiului Chișinău 10 de ascunzișuri cu pliculețe cu stupefiante ce urmau să fie vândute. Oamenii legii au deschis câteva dosare penale pe acest caz. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 15 ani de închisoare. Un taximetrist a urcat beat la volan, iar când l-a oprit poliția, a spus că se simte rău pentru că ar fi bolnav de coronavirus. Șoferul a rămas fără permis de conducere după ce alcool testul a arătat o concentrație de alcool în sânge de 10 ori mai mare decât norma admisă. Taximetristul de 54 de ani, originar din raionul Criuleni, a fost tras pe dreapta după ce polițiștii au văzut că mașina acestuia se deplasa haotic. Permisul meu ați conducere, vă rog frumos. Vă rău? Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Solicităm echipaj ambulanțe. Șoferul a refuzat să prezinte actele și le-a spus polițiștilor că se simte rău pentru că ar fi infectat cu COVID-19. De ce motiv vă simțiți rău? Eu coronavirus. Sunteți bolnav de coronavirus? Da. Și de ce activați atunci în calitate de taximetrist? Șoferul a insistat că nu este beat și a acceptat să-i fie măsurată alcoolemia. Poftim. Tare. Încă. Gata. Ce că uiți mătale aici la aparat. Ia uite cât ai mătale aici. 1.7. Înseamnă că mătale ești în stare de ebrietate. Nici la secția de poliție taximetristul nu și-a recunoscut vina. Ați consumat azi băuturile colci? Nu. N-ați consumat? De eu ești studiu. Pe numele șoferului a fost pornită o cauză penală. Ministerul Sănătății anunță că de săptămâna viitoare cetățenii Republicii Moldova vor avea acces la certificatele digitale de imunizare. Toți cei imunizați la centrele de vaccinare de pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor putea descărca online certificatul digital de imunizare. Acesta va conține două coduri QR, unul pentru identificarea internațională, iar celălalt pentru autentificarea certificatului în registrul de stat. Până acum, certificatele de vaccinare eliberate de către autoritățile Republicii Moldova sunt recunoscute de Turcia, Bulgaria, Spania și Muntenegru. La prezentarea certificatului național de vaccinare, cetățenii basarabeni nu vor mai fi obligați să prezinte un test negativ și nu vor fi plasați în carantină. Termenul estimativ de implementare a acestei soluții tehnice este de o săptămână.
certificatul în continuare, la fel cum este și acum, va fi în trei limbi, română, rusă și engleză, și va putea fi descărcat din sistemul, din pe platforma online, cu introducerea, foarte simplu, cu introducerea IDNP-ului. Celebra melodie populară a fetelor de la Căpâlna a fost reinterpretată și readusă în acest fel în actualitate. Cum sună și cine o cântă, vedeți peste câteva momente în telejurnal. În nordul Afganistanului au loc lupte intense între armata guvernamentală și talibani. În fața ofensivei puternice a islamiștilor, sute de militari au trecut frontiera în Tajikistan, dar au revenit și au reintrat în luptă. Refugierea militarilor în Tajikistan a declanșat alarma, iar guvernul de la Dushanbe a mobilizat 20.000 de soldați pentru a asigura frontiera. Rusia, care are o bază importantă în Tajikistan, a avertizat că va consolida securitatea în zonă prin forțe proprii sau cu ajutorul unei alianțe regionale. Afganii au fost transportați cu avionul înapoi în țară. 2.500 de membri ai forțelor de securitate au reintrat în luptă împotriva talibanilor. توقع مردم افغانستان ای بوده که بعد از خروج نیروهای امریکایی و دیگر کشورها بانه برای جنگ به تداوم جنگ برای طالبان نمیمانه و باید اینا اوربند کنن بیاین از راه مذاکرات از راه صلح مشکلات خود حل کنن. Mohib a adăugat că foarte mulți oameni au venit să se înroleze voluntari pentru a lupta împotriva islamiștilor. Situația s-a deteriorat brusc după retragerea trupelor străine și eșecul negocierilor de pace. Talibanii au preluat controlul asupra unor zone întinse din Afganistan. În provincia Badakhshan din nord au cucerit 26 din cele 28 de districte. Trei dintre ele s-au predat fără luptă. Un oficial din Faizabad, capitala provinciei, susține că talibanii au suferit pierderi grele după acțiunea aviației și a forțelor terestre. Prețul petrolului a ajuns la cel mai înalt nivel din octombrie 2018, după negocierile dintre statele OPEC au eșuat. Unii producători doresc creșterea producției pentru a satisface solicitările mondiale. Barilul de petrol Brent, care dă tonul pe piață, a ajuns la 77,84 de dolari. Totuși, pe finalul tranzacțiilor, petrolul Brent a pierdut 25 de cenți per baril. Miniștrii din OPEC Plus, care grupează OPEC, Rusia și alte țări, au abandonat luni discuțiile, deoarece negocierile nu au dus la nivelarea faliilor. Nu s-a anunțat o dată pentru reluarea dialogului. The recent spike in oil prices is definitely a reaction or a response to OPEC Plus's failure to reach an agreement to increase production for August. The market was absolutely expecting some kind of increase, at least in the 400,000 barrel per day range. And the fact that OPEC has not delivered that, at least not yet, is definitely causing a lot of volatility in the market and price increases. Statele Unite au urmărit discuțiile din cadrul OPEC, iar oficialii americani au avut discuții cu parteneri din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Casa Albă și-a exprimat speranța că un acord va putea fi obținut în cele din urmă, iar acesta va permite obținerea de energie accesibilă. România menține deocamdată schema clasică de vaccinare împotriva noului coronavirus. Coordonatorul campaniei de vaccinare spune că datele despre siguranța combinării serurilor sunt încă insuficiente. Autoritățile rămân în alertă și din cauza tulpinii Delta, care este extrem de contagioasă, și fac apel inclusiv la cei vaccinați să poarte masca de protecție. România nu va schimba schema de vaccinare prin combinarea serurilor anticovid, așa cum fac deja alte țări, în cazul celor care au primit o doză de la AstraZeneca, a anunțat șeful campaniei naționale, Valeriu Gheorghiță. Este mai prudent la acest moment să așteptăm validarea rezultatelor finale până la a lua o decizie de a combina vaccinuri care folosesc tehnologie diferită. Nu putem anticipa frecvența reacțiilor adverse mai scăzută de 1 la 1000, pentru că nu au fost înrolați atâtea persoane în aceste studii.
Autoritățile sunt prudente, mai ales că tulpina Delta SARS-CoV-2 devine din ce în ce mai răspândită în Europa. Cei care au trecut prin schema completă de vaccinare sunt mai bine protejați în fața unor forme simptomatice, precum și în fața riscului de spitalizare, însă cei nevaccinați sunt mult mai expuși. Infecția cu varianta Delta crește riscul de spitalizare de 2-3 ori. Există un număr, 1% de cazuri care nu sunt suficient de bine acoperite. Recomandarea este să purtăm, evident, masca de protecție. Cercetătorii au mai descoperit o tulpină nouă a virusului pe care au botezat-o Epsilon și care poate reduce activitatea anticorpilor. Deocamdată, această variantă nu este îngrijorătoare, spun specialiștii. Mult mai periculoasă este tulpina din Africa de Sud. În plus, ar putea să apară noi mutații care să facă virusul și mai agresiv, iar vaccinurile mai puțin eficiente. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății a făcut apel la respectarea tuturor măsurilor de protecție. People need to continue to use masks consistently, be in ventilated spaces, hand hygiene, respiratory etiquette, everything, the physical distance, avoid crowding. În ciuda acestor semnale de alarmă, ritmul vaccinării a încetinit. Cele mai multe centre vaccinează sub 25% din capacitate, iar 117 și-au sistat activitatea. În schimb, echipe mobile de vaccinare se deplasează în mediul rural. În comuna Smârdan din Galați, rata de vaccinare este de 25%. Ce v-a convins să vă vaccinați? Să scap de mască. Nu-mi place să o port. Venirea copiilor din străinătate, de unde i-am plecat. Pacienții care au venit sunt în general pensionari, care nu au posibilitatea să se prezinte în oraș. Puțin peste un sfert din populația eligibilă a României s-a vaccinat până acum. Pe primele locuri sunt București, Cluj și Sibiu. Peste 20.000 de etnici ucraineni și români din nordul Bucovinei au mers într-un pelerinaj de 42 de kilometri de la Cernăuți până la Mănăstirea Creșciatec. Așa zisul drum al crucii este organizat de 3 decenii în ajunul sărbătorii Sfântul Ioan Botezătorul pe stil vechi. Din cauza pandemiei, pelerinajul nu a mai fost organizat anul trecut, dar credincioșii s-au mobilizat în număr mare în acest an și s-au rugat pentru ca viața să revină la normalitate. Coloana formată din cei aproape 20.000 de credincioși s-a întins pe o distanță de aproape 10 kilometri. Pelerinii au luat cu ei icoane și prapuri din bisericile localităților din care provin și le-au dus până la Mănăstirea Creșciatec. Mulțumim Domnului pentru că în fiecare an ne dă putere și răbdare ca să trecem așa o cale. Cale spre adevăr, cale spre veșnicie și cu cât suntem mai mulți, cu atât puterea noastră este mai tare. Avem un prieten, luăm și pe dâns, pe alt, pe alt, pe alt, așa noi ne unim și așa mai tare. Pelerinii au parcurs cei 42 de kilometri în 13 ore, timp în care au făcut un singur popas, de o oră, în orașul Zastavna. Acolo au fost întâmpinați de localnici cu bucate tradiționale bucovinene de post. Aia pentru mine e a cincilea drum, o bucurie sufletească și când ești pe drum, îți pare că toate puterile de sus merg alături cu noi. După rugăciunea Sfântului Ioan Botezătorul, nașterea căruia noi prăznuim în zilele astea, să fie pace și sănătate în țara noastră, în familie noastră. Pelerinajul s-a încheiat la Mănăstirea Creșciatec, unul dintre cele mai importante obiective turistice din regiunea Cernăuți. La mănăstire există un izvor despre care se spune că este sfânt și are apa tămăduitoare. Nimeni nu merge după apă într-o fântână, unde deșartă, fiecare merge unde este apa. Așa, și aici este harul Dumnezeu, dragoste, unde duce biserica noastră la mântuire. Sunt împlinită, sunt bucuroasă, nu vă pot spune din tot sufletul și din toată inima că am ajuns în această sărbătoare sfântă aici, împreună cu toată lumea. Cei mai mulți dintre pelerini au petrecut noaptea la mănăstire, iar astăzi au participat la hramul Lăcașului Sfânt. Una dintre cele mai vechi piese populare românești originare din satul Căpân la județul Alba a fost reinterpretată de formația Lupii și surorile Osoianu. Purtata fetelor este melodia pe ritmul căreia, în pas cadențat, fetele nemăritate veneau la hora din sat. Iute sus la gărul fără trăi.
Videoclipul piesei Purtata a fost creat de Alex Calancea și solistul Guz. Ei au dat o interpretare modernă melodiei, dar totodată au păstrat elementele de folclor. Noi, la Povestea Lupilor, ne-am gândit cu surorile să facem ceva nou, pentru că aveam unele chestii vechi, dar am vrut ceva nou. Și, dacă sincer, eu aveam în cap chestia asta cu Purtata, dar puțin mă temeam, pentru că totuși nu e din repertoriul surorilor Gusoianu, pentru că surorile Gusoianu au stat la straja folclorului basarabian, folclorului moldovenesc, din partea asta. Atunci când Alex ne-a propus să facem această piesă un pic altfel, să-i dea o altă haină, am acceptat cu mare drag, pentru că sunt niște muzicieni de excepție. Videoclipul Purtata te teleportează cu sute de ani în urmă, atunci când fetele nemăritate veneau la horele din satul Căpâlna, în căutarea ursitului. În dansul lupilor și al surorilor Osoianu s-au prins și fetele nemăritate prezente la evenimentul de lansare. Surorile Osoianu! Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul Orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!